Credincioși de toate vârstele au participat în această seară la Denia Prohodului Domnului la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Tineri din cadrul Asociației Studenților Creștini Ortodoxi și Români, filiala Galați și cadre militare au cântat Prohodul Domnului împreună cu Părintele Arhiepiscop Casian și cu Soborul Slujitor. Prima strofă ne învață taina așezării sale în mormânt pentru a învia. În mormânt este viața. Apoi, Domnul ne descoperă puterea iubirii sale de jertfă pentru învierea tuturor morților prin cântarea, ca un pelican te-ai rănit în coastă, Doamne, și ai dat viață la ai tăi fii care au murit, nu se moară, ci să învieze. Cu atât mai mult în primăvara dulce, pascală, ce se anunță la prohodul Domnului, toți creștinii ne mutăm din fața icoanei Domnului Mormânt, în fața mormintelor, înainteașilor, moșilor și strămoșilor noștri și îi însoțim împreună cu Domnul pe cărarea spre înviere, deoarece anul acesta, în chip cu totul deosebit, mai înainte de a primi lumina Sfintei Învieri, așezăm lumini, mormintele, fericiților și de apururi a pomeniților, slujitori, părinți, rudenii, din toate locurile și din toate cimitirele. Textul Prohodului Domnului este împărțit în trei. Prima parte, având 73 de strofe, a doua 60 de strofe și a treia 43 de strofe.